Salut șacalor, ce face? Sunt aici cu frate meu la un nou episod de ăsta. Mi-aș cerut o grămadă să mai filmez cu el. Iar filmez cu el, ura, toată lumea e fericită. La la la. Da, astăzi ne-am gândit să facem gen roast-ul fraților. Nu știu, n-am idei încă de titlu, dar am zis, bă, fă-mi un roast și eu îți fac un roast. Și stăm așa și n-ai voie să faci nimic, adică trebuie să-ți iei roast-ul ăla, știi? Deci nici n-am voie să-l bat după video ăsta, dar e ok. Care primește roast-ul n-are voie să zică nimic, trebuie să-și accepte, n-are voie să contrazică, să facă nimic, ca și facem piatră fabrică hârtie, care pierde începe roast-ul, sau nu? Da, care pierde așa, adevărat, ești de acord, nu? Ce mai de acord? Dar iară filmez cu hârbul meu de cameră, nu nicio problemă, trebuie să dai un like pentru că eu mă chinui cu camera asta vechi și noi începem. Uite roast-urile acolo! Piatră fabrică hârtie. Începe. Bine. Și la sfârșit trebuie să votați care a avut roast-ul mai tare. O să pun de fapt sus acolo, știm unde la unde ați mai văzut. Stai, nu că am gândit-o pe asta. Aici. Of, ia uite cum încep roast. Hai că încep, dar dă-mi, te rog, uite, am scris roast. Dar de ce o să o fac ca pe poveste? Dar eu poveste, mă, trebuie să inventezi, trebuie să faci tot, da? Mi-am scris aici câteva chestii, gata să încep. N-ai voie să te ofensezi. Câteva chestii micuții, ca tine, așa. Lupetilul. Ca tine, așa. Asta nu a fost parte din rost, dar am început eu așa, micuț ca tine, așa. Eu aș vrea să încep, da, cu ceva mare, știi, gen ceva foarte mare, dar nu pot să încep, că nu pot să încep cu înălțimea ta, știi, că e la fel ca și cum nu poți să ai planuri mari dacă ești scund, adică n-ai ce să faci. E greu când ai înălțimea asta, nu? Bă, chiar mi-amintesc cum ți-am zis să mergem la Marele Canion, știi, în vacanțe. Și tu mi-ai zis să mergem la Machu Picchu, pentru că nu ești destul de înalt. Na, nu a fost o idee prea bună, adică Machu Picchu, știi? Na, e ok, așa e vrut. Nu știu ce-i mai întunecat, sufletul tău sau dinții tăi, puterii? Nu știu, nu pot să mă decid. N-ai. Na, știi vorba aia, știi, când eram mici, eram copil fiind, știi, chestia aia. Aveam, exact, când aveam noi vreo 7 ani și la toți copiii vine zâna meseluță. Ei bine, la tine venea zâna cariuță, adică... Na, era mai neagră așa, mai monstruat. Vreau să-ți mai zic că de multe ori când făceam live, da, și să mai auzea că vorbeai tu, știi, mă întreba lumea, bă, Znic, dar de când ai o soră? Și, bă, frate, o zi, mă rugau. Bă, dă-ne, te rog, Facebook-ul, Instagram-ul, dă-ne ceva. Tocmai de-aia eu m-am enervat și ți-am zis să te tunzi, știi? Ți-am zis, bă, du-te și tunzi-te, că arăți ca o fată, aveai părul lung atunci. Și după ce te-ai tuns, da, mi-au zis, aaa, dar fratele tău e travestit, care are corp de băiețel și voce de fetiță. Și am zis, bă, dar el chiar e băiat, dar nu mă crezi în nimeni. Da. Am amintit că voiam să spun că ai dinții mai strâmbi decât drumurile din România. Ai dinții chiar mai strâmbi decât serpentinile alea despre Brașov. Hai, vedeți, să facem focul! Vreau să-ți mai zic că ai dinții mai dezordonați decât camera noastră, bă. Foarte ordonat. Bă, băiatule, bă, ai dinții mai dezordonați decât planurile mele pe YouTube, bă. Deci, ia iurea rău, deci să mor eu. Ești mai mic decât șansele mele de a face 1 milion pe YouTube. Sunt trag pam și astea-ți minci rău. Da, v-am să ți-am mai dat, știi că ai mai mulți pistrui pe față decât are un dalmațian pe el. Adevărat. Nu zic, bă, pistrui pe cameră. Pe cameră nu se vede, dar dacă dăm zoom, ăla adevărat mă zic. Apropo, mă întrebați lumea dacă ai plătit să treci în clasa 8-a când tu aveai terminat clasa 4-a. Că mi-a zis, bă, cum, bă, dar să-i copil și în clasa 8-a, de ce, bă, da bani ăsta. A, face frate pe YouTube și-o da bani să treacă. Bă, ce să faci, mai? Ce faci tu, mă, în clasa 8-a? Ultima pe care vreau să tu în loc de ora de român ar trebui să faci ora de logopedie, că ești cam dislexic, așa, deci să înțelegi bine ce zici, adevărat. Deba, am terminat. Cum a fost? Ți-a plăcut? Băi, am dat roast-ul, mă, dar la mama de dinți care sunt chiar drept față de ai tăi care ți-a luat pumn în gură și i-ai... Tu te văd de aici, da. Bă, și nu știu așa ușor, da? Mă gândeam, bă, nasul tău se aseamnă cu drumurile de România. Lungi și denivelate. Cu denivelări, pardon. Dar cum s-a întâmplat să avem amândoi glumă despre drumurile din România? Dacă faci tu acum o glumă roast pe care mi-ai zis mai devreme, a fost chiar nas oală. Ce bulangiu, mă, nasoală, a? Hai cap, uite așa, aici e parcă bună. Și de aici vine așa, uite așa, e așa e nasul tău. Da, adică el covărturgină. Da, vorbesc acum serios. Când erai mic, tu te scobeai cu degetul nas sau cu pumnul? Adică ori îți băgai degetul nas ori pumnul, că știi cum ai nările mari. Na, ale accept. Acum, cele mele mai cum? Îți mai unite decât incisivul de canin. Tak.
puteam să fac talc. Eu câștig rău tot aici. Eu câștig, eu câștig. M-am documentat mai bine și am găsit că de fapt mama ta e naturală, e de fapt Andreea Tonciu. Bă, știi, ai o mare. Bă, ce bună, ce... Bă, dar n-am nas... Da, n-am voie să... Ai mai mult păr pe picioare decât are jeans, fajul ăla, nu știu. Omul ăla cu mult păr pe față tot. Că-i pune o poză pe ecran, că e nicio. Deci ai mai mult păr pe picioare decât are el pe tot corpul. N-am așa de mult! Dacă șosele de România ar fi ca sprâncile tale, aș putea să conduc cu ochii închiși. N-ai pune. Bă, da, am prins. Unite și lipite. Bă, dar n-am unul sprânceană, uite, nu mai am, mi-am dat-o jos. Hai, continuă, stai, 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 stai. Atâta. Atâta? Da. Mam, fai, mamă, ăsta e rostul meu, Marsa, adică eu te credeam mai bună. Bă, ți-am zis de Machu Picchu. Ți-am zis de Ana Tonciu. Ți-am zis că din sufletul tău fii mai întunecat decât dinții tăi. Ți-am zis de Jesus. Bă, acum pun aia să trebuie să votați, bă, că cine o câștigat ăla e mai bun. Adică luați că e frumos. 10 minute, 10 minute am avut timp. Nu luați după că e mai mic și mai frumos, luați după corectitudine, bă. Fiți corect cu voi, bă. Nu știu să câștig o dată cu ăsta, niciodată nu câștig. Da, cam ăsta a fost video-ul. Merit să câștig, eu chiar le-am venit. I-am dat atât, le dau metafori, le dau subtil, le dau filmunții, le dau în toate felurile. Până și nasul meu e mai mare decât el, adică... E rău și la amândoi ăsta. Am nasul mai mare decât propria lui. Aveți și Instagram-ul lui în descriere. Urăsc să fac asta, pentru că Jirgo Sami are puțin follower și aproape face like-urile pe care le fac eu. Asta vine la de cel mai tare. Cam asta e, un follow pe Instagram, un vot ori în descriere, ori acolo sus, cum vreți voi, cine o câștigat. Da, nu mai fac video-uri cu el, mereu zic asta și corect. Voi toți vreți, deci da. Ai onoarea să faci outro. Votați-mă, vă rog frumos. Aveți grijă de voi. Pa, bă! Sălbatic, stilul meu sadic și silent strike-uri de lyric când încarcar cool. Oh, vai, fratele tău e trist. Nimic de combinat sau ars, s-a apucat de scris. Mă rotesc în zodia ca mileniul. Superființă om dublat eteric. Văd zei de magnete.